Amenjuri uriașe pentru gospodarii care cresc porci pentru reproducere. Sancțiunile au fost prevăzute într-un proiect de ordonanță de urgență lansat pe data de 16 martie. Documentul anunță o serie de reguli pentru crescătorii de porci pe care trebuie să le respecte în totalitate. Fermierii pot primi o penalizare în valoare de 3.000 de lei. Proiectul sub numele de Plan de Măsuri de Urgență pentru Supravegherea, Prevenirea și Controlul Pestei Porcine Africane din România a fost elaborat pe data de 16 martie. Fermierii care nu respectă măsurile impuse de acest document vor fi sancționați cu o amendă uriașă de 3.000 de lei. În legătură cu creșterea suinelor la noi în județ, oamenii își pot crește animalele în curte, cu condiția că nu le pot deplasa, le pot înmulți, dar nu prin, printr-un mascul adus din exteriorul exploatației. Recomandarea noastră este tot timpul ca să se facă inseminare artificială, astfel avem un animal care este sigur din punct de vedere genetic și cu o sănătate care este oarecum confirmată prin materialul care vine, un material sigur și categoric avem un animal sănătos și astfel nu riscăm să aducem boala în gospodărie. Scopul noului proiect este de a transmite o multitudine de reguli stricte pentru crescătorii de porci. Aceste obligații sunt valabile atât pentru persoanele fizice cât și juridice, care au în proprietate animale. Crescătorii trebuie să respecte cerința de achiziționa porcine vii, numai dacă sunt identificate conform cerințelor legale în vigoare și dacă sunt însoțite de documente prevăzute de legislație. De asemenea, crescătorii trebuie să solicite înregistrarea în baza națională de date a porcinelor cumpărate în termenul prevăzut.